deficit comercial, deficit de cont curent tot. Și par țările așa, țări care nu au nevoie de finanțare, cum e Germania, după cum știți, acolo datoria e dobânda e negativă. Vrei tu să-ți ții banii. Și țări cum e România, unde e clar că au nevoie de bani. Au nevoie de bani, foarte bine, să plătească din ce în ce mai mult. Că mor fără banii aia. Deci cei care împrumută banii, cei care finanțează deficitele, știu foarte bine că România are toate analizele proaste. Ca la când se duce cineva la doctor, îi face toate analizele, fiți sigur că după aia îi dă un tratament din ce în ce mai scump, că dacă i-au ieșit toate rău. România are deficit bugetar rău, inflație rău, deficit de cont curent rău, deficit de balanță comercială rău, forță de muncă în scădere, educație, totul e pe rău. Deci ăștia au nevoie de bani. Fără banii noștri, mor. Deci hai să le cerem o dobândă mai mare. E normal. E un business. Și dacă te simte slab, în 2014-15 împrumutam cu 2%. Că știa lumea că nu avea nevoie de bani. Terminasem acordul cu femei, nu mai era nevoie. Acum toată lumea știe că avem nevoie de bani și atunci normal că îi cer dobânzi din ce în ce mai mari. Dar la un moment dat chestia asta se oprește. Și la un moment dat nu o să mai vrea nimeni să-ți dea bani, chiar și cu dobânzi foarte mari. Și pentru că toate deficitele acestea sunt structurale, cresc în fiecare an. Și nu mai știe lumea dacă chiar, deocamdată oricum, un an, doi o să plătim numai dobânzi. Chiar oricum sunt din ce în ce mai mari.